La cei 43 de ani împliniți, astăzi Elena Lasconi se poate considera o femeie împlinită. Este mama Oanei, un copil minunat, după cum declara cu circa 2 luni în urmă jurnaliștilor cunoscută știristă și prezentatoarea emisiunii Dincolo de Poveștiri. Bogăția de care se bucură Elena nu este una de ordin material, ci una dobândită de pe urma frumoasei sale fiice, celui de-al doilea mariaj, dar și ca urmare a unor acțiuni extraprofesionale întreprinse, mai spunea simpatica și populara vedetă. Pentru Elena, cea venită pe lume la Hațeg, Cătălin este soțul ideal și un dar primit în mod meritat după o primă căsnicie întreruptă la circa 4 ani. Ei, dar bogăția de care vorbim mai vine, pare-se, și din pasiunea Elenei Lasconi de a găti. Hațeganca, sărbătorită astăzi, este deținătoarea unui trofeu Masterchef obținut în 2013, dar și a unor deprinderi și obiceiuri despre care cunoscuta jurnalistă spune că îi asigură succesul în bucătărie. De aceea, eu când sunt supărată sau când am o problemă, cum are toată lumea, rate la bancă, întreținere și așa mai departe, încerc să nu intru în bucătărie. Pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să ajung într-un restaurant care gătea același bucătar și știam că mâncarea e foarte bună și de multe ori mi-era rău pe la ea. Și ce explicație ar putea să fie decât că a transmis foarte multă energie negativă acelei bucătări? Credeți sau nu, eu nu vreau să mă conving de nimic, dar eu când sunt supărată nu pun mâna pe nimic. Elena este un om care găsește timp și pentru a se distra din când în când, dar mai presus de acest lucru, se declară mulțumită atunci când reușește să aducă zâmbetul pe chipul bătrânilor și copiilor. Revenind la gătit, jurnalista susține că și-ar dori să împărtășească cu mulți oameni pasiunea sa și dacă măcar unul s-ar bucura și ar zâmbi când îi încearcă rețetele, s-ar declara satisfăcută. Minunea de copil care este Oana, fiica sa, și Cătălin, soțul împreună cu care realizează din 2012 un cuplu de invidiat, îi completează Elenei Lasconi acea stare de împlinire care a generat bogăția non-materială de care se bucură sărbătorita zilei de 20 aprilie.